Uitați, iarna. Cred că am vreo... Salutare, prieteni. Astăzi o să pescuiesc pe un canal care nu am mai pescuit niciodată. Se cheamă Palmar. E satul aici. Din sat e multe canale aici. Am nimerit și-o pe ăsta aici și să vedem. Am probat un pic apa. E cam vreo 50 de centimetri, așa 55-60, așa, până 60 de centimetri adâncimea apei. Nu știu dacă o-i face ceva, dar să vedem. E posibil să-l curentez, dacă mănâncă. Dacă nu mănâncă, este noiembrie, e cum e. Astăzi pescuiesc cu bățul de 5 metri, că pe ăsta-l mai am, că bățul ălalt am făcut coadă la micioc, că am călcat pe coada de la micioc. Și durează mult până comanzi, până vine, până tesatul. Și am sacrificat bățul ăla care era un băț ăla chiar și eu, pe mine, mă scoteai din apă cu el. Ăla nu se rupe, dar o să-mi iau altul. Și pescuiesc cu ăsta competițion, ăla era tot competițion, dar ăsta este un material mai subțire, mai ușor, ăla era un pic mai greu. Dar calitate, pentru pește mare. Și pescuiesc cu pluta de valsă de 3 grame, am un fir de 0,22, plumb cu lisant, un stopper pe fir, un cârlig de 12 de la Guru, o meală în cârlig, știți, pâinea mea cu colorant alimentar, ieftin și bună și prinde pește, aveți cuvântul meu că e iarnă, că e primăvară, că e vară, prinde pește tot anul, pâinea asta. Dacă știți să o faci să nu cade din cârlig, dacă ai trăsături rare. Ați văzut cum se face pâinea, rămâneți cu mine, așa cum am promis, s-a dat drumul la curent, la Renel. Forță, rămâneți cu mine, pentru un spectacol de calitate, marca Fishing Canoe 78. Ioi. Ca carasul. La torpila. Autați caras. Frumos. Îți. E prima oară pe canalul ăsta aici. N-am mai fost aici pe canal. Se băga la stufăreală. Se băga la stufăriș.
pe tăiuși. Ce dă cu coada? Hop, hop, ce dă cu coada? Mamă! A țepat bine! Palașcă, palașcă! A, lu, 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 lu! Ce bătăios e! Frumos, frumos. E bine că am activitate. Forță!
gorță în el. Haide-l, haide-l. La 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 la, Ciordano. L-a curentat tata astăzi. Ciordano. Caras. Al doilea caras. Ioi, cât apalaj ca măcar. Cât apalaj ca de caras. Cărăsoi.
tare trage ciurtănașii ăștia mici și de zici că e de la mare. Hap ciortanul! Ciortan! Ciortanul! Asta nu-l mai bag la juvenic, e mic. Ăia mai mari, mai frumoși. Cam atâta, prieteni, pentru astăzi. M-am plictisit, am luat fără număr. Astăzi am luat chiar fără număr. Chiar nu mă gândeam, aveți cuvântul meu, că nu mă gândeam la așa apă mică să am așa activitate. Nu am luat pești mari, dar am luat pești frumoși. 700 de grame, 800 de grame, o jumătate de kil, 400 de grame, 300 de grame, am luat și doi caraci frumoși, am luat și vreo doi ciortani mai răsăriți, așa la vreo, ăia cred că are aproape de kilogram, nu vreau să exagerez, i-ați văzut și voi în cameră și să-i eliberez. Ei ba! Uitați, iarna, cred că am vreo, să nu exagerez, cred că am vreo 7-8 kg de pește aici. Că e greu, e greu. Le dau și drumul, se vede, nu? Marca Fishing Cano 78. Hop, 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 hop. Aș vrea să-i număr, să vedem câți avem. 1. Uitați caras aici. 2. 3. 4. 5.
Uitați care ras. 6. Șase. 7. Opt. 9. Asta e mai parosan. N-am luat pești mari, dar am avut activitate. Și asta contează la mine, că dacă nu e activitate, mă plictisesc și plec. Cât am zis? 8? A? 8 am zis, a? Nu știu, 7, 8, 9, nu știu, 8. Zic 8 la ăsta, 8. 9. Cam atâta. Și doi care i-am eliberat, era mai mititei. Eu zic că am făcut un spectacol și astăzi, marca Fishing Canal 78, că mi-a zis cineva că unde scrie marcă. Pe dacă eu am plătit pentru marcă, n-ați văzut că am tricou Armani, am tricou pe mine, ăsta cum îi spune, Balenciaga, pe astea, dacă le arăți, așa îți dă la la canal și trebuie să plătești ca să te îmbraci cu așa ceva. Că mi-a zis că n-am tricou, n-am cu ce să mă îmbrac, n-am bani de râme. Vai de capul lor, cred că n-are nici ce să mănânce ăia care comentează. Mie. Slavă Domnului, am să dau să mănânce la 100 de inși. Dar nu este problema asta, că eu nu sunt aici să mă dau mare, dar mă deranjează. Mă deranjează pentru că nu mă cunoaște pe mine ca om, că dacă m-ar cunoaște, n-ar mai vorbi așa. Și zice, a, prinde pește, dă-l în pizda măsii. Dar nu e așa, nu e așa, prieteni. Trebuie să avem respect, să ne respectăm ca oameni, ca pescari. Dacă vreți să înjurați, înjurați care vreți, dar nu dă bine, că vă șterg. Vă șterg și nu mă mai vedeți, nu mai vedeți curent. Ce să vă zic, ăștia mei care mă iubiți și care mă respectați, abonații și care nu este abonat, să vă dea Dumnezeu sănătate că mă urmăriți, canalul și-a revenit. După acum acolo e forță. Nu uitați de like, comentarii, până data viitoare când o să mai vin înapoi aici, că chiar nu am luat pești frumoși. Și vreau să iau pești mai frumoși. O să mă duc puțin mai încolo, că am văzut că mai încolo e mai lat. M-am pus și aici, am venit la ora 12:30, este ceasul 3:30, am 3 ore de pescuit. Eu cred că am făcut un spectacol frumos pentru voi de acasă. Like. Vă pup și vă respect. Vă dea Dumnezeu sănătate. Până data viitoare. I love you.